Bun găsit! Astăzi vom afla istoria Bisericii Piariste, primul edificiu ecleziastic în stil baroc din Transilvania. În povestea acestui lăcaș de cult se împletesc mai multe evenimente cu final dramatic. Cel mai important e cel din 1956, când în fața bisericii a avut loc unul dintre cele mai mari proteste anticomuniste. Au participat 5.000 de oameni. Haideți să aflăm mai multe în minutele care urmează. La jumătatea secolului 20, preoții greco-catolici au chemat credincioșii din toate parohiile clujene să boicoteze dictatura comunistă. Slujitorii bisericii au vrut să arate că pana e mai tare decât sabia, dar socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea de la biserică. Această biserică a fost martora unor evenimente importante, unele mai puțin știute. De exemplu, foarte mulți profesori sau studenți veneau și se rugau aici. Dar până la un moment dat, că la securitatea, serviciile, între ghilimele, chiar între ghilimele, secrete ale regimului comunist, îi urmăreau și le creau numai probleme. De aceea evitau ulterior să intre în cadrul bisericii. În anul 1956, totuși, a avut loc o manifestare spontană a populației Clujului de confesiune greco-catolică. S-au adunat aici. Bineînțeles, gândiți-vă că nu erau telefoane mobile, nu erau GPS-uri și totuși s-au adunat peste 5.000 de oameni și preotul, scuzați-mi expresia, Vasile Kindrich, a realizat aici o slujbă extraordinară unde a criticat regimul comunist. Bineînțeles că a fost arestat, au fost arestați și foarte mulți participanți, printre care și președintele tribunalului Cluj din perioada interbelică, Fărcaș, și culmea ironiei și soția sa, care ea nu a participat, dar s-a spus că a favorizat infractorul și astfel au făcut 10 ani pușcărie acești oameni curajoși, pentru că nu toată lumea a avut acest curaj să iasă la un protest, mai ales în anii 1956, un an greu, mai ales că pe urmă vine Revoluția din Ungaria și s-au întâmplat multe evenimente. Istoria acestui lăcaș de cult are un început controversat. După multe conflicte între protestanți și catolici, la începutul secolului al XVIII-lea, ura s-a stins. Din cenușa ei a fost ridicată prima biserică de rit catolic din Transilvania. A fost construită între anul 1718-1724, dar dacă o luăm cu amănuntul, istoria acestei biserici este ceva mai veche. Ea ține parte de ordinul iezuit, în sensul care acest ordin călugăresc catolic s-a implicat în construcția acestei biserici. Și de ce? Și cine au fost iezuiții? Și de ce s-a construit această biserică? Care este semnificația ei? În primul rând, suntem la debutul secolului al XVIII-lea, când Clujul intră sub ocupație austriacă. Este un reviriment al confesiunii romano-catolice. După cum știm și din emisiunile anterioare, Clujul din mijlocul secolului al XVI-lea era eminamente reformat, cu confesiune sale calvină, luterană și unitariană. Astfel că stilul acestei biserici, stilul baroc, este un stil baroc austriac, un stil caracteristic contrareformei. Ce înseamnă contrareforma? Contrareforma este o acțiune dusă de Biserica Catolică pentru recâștigarea terenului pierdut în fața reformei. Și un rol important l-au avut acești iezuiți. De unde le vine numele? Șeful acestui ordin călugăresc se numea Ignațiu de Loyola, dar organizația sa se numea Compania lui Isus. De aici vine numele de iezuit. Și din punct de vedere al construcțiilor baroce, această biserică este prima din Transilvania cu acest stil baroc tipic. De ce vreau să spun treaba asta? Pentru că bisericele celorlalte culte evitau stilul baroc, tocmai pentru că era stilul austriac-catolic. Deci până târziu ele erau construite în stil renascentist târziu. E clar motivul. Iezuiții, cum au ajuns aici? Inițial, știm foarte bine că i-au și înființat Universitatea Clujană în anul 1581, pe urmă au fost alungați, pe urmă în timpul principelui Gabriel Bethlen au revenit în Cluj, dar nu în Cluj în intramuros, ci în Cluj Mănăștur. Deci, noi am vorbit într-un episod anterior referitor la biserica din Mănăștur, Sfânta Maria sau Calvaria. Ei, de acolo, în jurul anilor 1670, vin în intramuros, în cadrul zidurilor Clujului, în cadrul interior, cu o mică etapă, au avut o mănăstire, unde
și-au desfășurat ritul religios pe actuala stradă Mănășturi, numărul 9, unde este astăzi o capelă greco-catolică. Ei, inițial, ei și-au făcut un loc de cult pe colțul sau pe confluența străzii actuale universității și strada Cogălnicianu, plus o parte din strada Ghice Brăteanu de astăzi. Eu le spun denumirile de astăzi. Sigur, denumirile mai vechi sunt și sub numele de Pușkin, strada universității Ighe Duca, Külcsör și Belsetorda, strada Lupului sau strada Regelui, Kirajuță. Ca să știe toată lumea de perioadele respective. Inițial, iezuiții au fost așezați în Ovar, în orașul vechi. Am mai spus treaba asta când am vorbit de Biserica Franciscană, dar nu le ajungea spațiul. Și atunci ei încep construcția acestei biserici, ei mai aveau un locaș de cult de la debutul secolului al XVIII-lea și încep cam chiar prin 1703 să aducă o grămadă de material de construcții de la conventul din Mănășturi. Pentru că acela a intrat în demolări, fiind lăsat de izbeliște și clădirea nu numai a bisericii și a mănăstirii, ca să nu mai vedem, pentru că este clădirea universității, cât și a căminului Convictum Nobilum, care este acum vis-a-vis de unde filmăm noi, tot și a liceului actual Batorii, liceu romano-catolic, au fost realizate și din materiale aduse de la conventul din Mănășturi, Biserica Sfânta Maria din Mănășturi și mănăstirea. Ei, ce se întâmplă? În 1718, acum am zis adineori, repet, acești iezuiți au dat locația bisericii din Ovar, din piața veche, din actuala piața muzeului franciscan. E clar. Și au început construcția acestei biserici în stil baroc. Un mister țesut în povestea bisericii a fost dezbătut 10 de ani în cetatea veche. Știm niște amănunte, că, foarte important, data de 13. În 13 martie 1718, episcopul de Alba Iulia a venit și a sfințit piatra de temelie. Foarte importantă această piatră de temelie, o să vedem noi de ce. Că până de unăs nu se știa cine este proiectantul acestui edificiu important. De exemplu, marele maestru al istoriei arhitecturii, Zocca, spunea că era un meșter german, Hammer, care, dar nu era o certitudine, tot din opere citate și consultate. Ei, până la urmă, pe piatra de temelie sfințită scria Christoph Tausch. Era un meșter vienez care a luat această meserie de la un alt meșter italian, Pozzo, îi spunea. Probabil numele nu sunt relevante, dar știm care a fost arhitectul acestei biserici. Sigur, inițial s-a construit, cum erau construite în Evul Mediu și în perioada premodernă. Era biserica, era mănăstirea și școala. Deci era un ansamblu. Inițial s-a realizat mănăstirea. Mănăstirea cu un singur etaj, în poze de arhivă din Clujul Vechi, poze realizate de celebrul Francis Vereș, vedem care era configurația acestui ansamblu în această perioadă, mă refer de mijloc de secol XIX. Mănăstirea avea un etaj și se afla în zona de astăzi a părții de vest a universității, clădirea. Primat au făcut asta, nu? Pe urmă, într-o 1718-19, pereții bisericii, ca în 1700, nu intrăm în toate detaliile, în 1724, tot într-o dată de 13, dar de data aceasta, în 13 mai 1724, a fost terminată biserica și 13 mai 1725, sfințită biserica, deci nu piatra de temelie, să facem o distinție, să nu se încurce lumea. Nu erau superstițioși? Nu știu dacă erau superstițioși, se știe că data de 13 în confesiunea romano-catolică este arătarea Maicii Domnului la Fatima, între 13 mai și 13 octombrie. Deci data de 13, din superstiție, nu cred că e o superstiție benefică că mai există, adică Iisus și cei 12 apostoli. Stilul acesta baroc caracteristic a fost deosebit de relevant. Și în primul rând să vedem cum arată biserica la fațada vestică, pentru că acum, astăzi, observăm, are fațada de vest pe care o vedem, partea de est este încadrată de peretele clădirii universității, ca de altfel și partea de est, iar partea de nord, sigur, este vizibilă. Dacă o vezi din exterior, biserica este destul de puritană, să-i spunem așa, nu este împopoțonată între ghilimele.
În schimb, dacă intrăm în cadrul ei, este de o bogăție extraordinară și o să o descriem imediat. Dar prima dată să vorbim de exterior. Toată lumea, am văzut în foarte multe ghiduri, spune de două turnuri, dar de fapt sunt trei, că mai este unul în spate, pe latura de nord. Sigur, cele două turnuri de fațadă, care au și două cadrane de ceas, au 45 de metri, între ele este un fronton triunghiular care are o fereastră de ovală, elipsoidală mai bine zis, nu e chiar ovală, ceva mai mare. Sunt pilaștri. Ce sunt pilaștri? Pilaștri sunt exact ca și contraforturile, dar sunt făcute în stilul baroc. Adică un fel de stâlpi ieșiți în relief care sunt pe partea exterioară a clădirilor. Acești pilaștri au capiteluri, am mai explicat ce capitelul, partea de sus al coloanei, ionice de data asta, deci coarnele de berbec, care noi am explicat treaba asta la Palatul Banfi, dar repet pentru telespectatorii care poate nu au văzut acel serial. Și acești pilaștri foarte frumoși realizați, la baza lor mai există un încadrament cu trei ferestre și de asemenea cu alți pilaștri în spate, iar deasupra portalului, că sunt trei portaluri, de intrare există în arc stema hramului bisericii, Sfânta Treime, scrisă în limba latină și ținută de doi îngeri, în onoarea Sfintei Treime, deci traducere în limba latină. De asemenea, pe celelalte portaluri laterale sunt sfinții iezuiți, adică Ignațiu de Loyola și Xavier, adică Ignațiu de Loyola, am vorbit de el, și Sfântul Xavier este un sfânt iezuit care are un rol extraordinar în propagarea confesiunii romano-catolice în Asia. De fapt, el și moare în India, are mormântul. Deci asta este intrarea bisericii. Se pare că mai existau două piedestale care erau alți doi părinți ai bisericii romano-catolice și esențial din cadrul iezuiților, care astăzi nu mai sunt, sunt în depozitul bisericii, au fost luate de acolo. În anul 1790 a avut loc un eveniment care a rămas pe veci în analele bisericii. Guberniul Transilvaniei s-a mutat de la Sibiu la Cluj și a pus stăpânire pe o clădire foarte importantă pentru piariști. Noi filmăm acum aproape de vechea mănăstire, unde la finele secolului al XVIII-lea, după ce Clujul devine capitala Transilvaniei, guberniul Transilvaniei se mută în această clădire. Bine, între timp clădirea și biserica a fost dată ordinul piarist, o să ajungem și aici. Și de ce a fost dată ordinul piarist? Pentru că în 1773 ordinul iezuit este desfințat de Papa Clement și Clement al XII-lea sau al XIV-lea, nu știu precis acum, la oricum era Clement, și de împărăteasa Maria Tereza. De ce toată lumea spune la desfința? De ce? Pentru că iezuiții au fost suspectați și pe bună cuvință de spionaj în favoarea Vaticanului. Se știe practica iezuiților cu treburi ezoterice și se spune în culise că și serviciile secrete s-au ghidat după aceste acțiuni ale călugurilor, foarte inițiați în aceste treburi, foarte cultivați iezuiți. Și vine ordinul piarist. Țin să amintesc că astăzi această biserică este cunoscută ori ca biserica piaristă, ori ca biserica universității și mai era cunoscută și ca biserica academiei. Dar acum, ordinul piarist ce înseamnă? Acest ordin înființat în 1621 de Iosif de Calazans sau José de Calazans, și acesta, ca și Ignațiu de Loyola, era spaniol, el, Ignațiu de Loyola, înființează în 1531 ordinul, înseamnă piarist, adică un ordin de școlarizare pe gratis. Asta înseamnă din limba germană sau în limba piarist, în limba franceză. Deci ei se ocupau cu educația gratuită și de aceea Maria Tereza aduce în locul iezuiților 20 de profesori piariști. De altfel au avut și un institut la numărul 4 numit Calazantinum, după numele lui Iosif de Calazans. Dar să intrăm acum în interiorul bisericii, preluată de către piariști de la iezuiți. Ei nu au distrus, sigur că da, toate statuile sau picturile iezuite, dimpotrivă au adus ceva nou, nu prea mult, dar oricum au adus. Intrăm biserica, în primul rând, la intrarea ei, se intră astăzi pe partea laterală de sud. Avem o grămadă de devoțiuni în toate limbile Ardealului.
limba maghiară, în limba germană, în limba română, în limba latină chiar, mulțumiri aduse sfinților sau chiar Maicii Domnului și a lui Iisus. De ce? Pentru că această biserică a fost folosită, o să vorbim noi la momentul cuvenit, mai ales după desfințarea cultului greco-catolic și de către greco-catolici. Veneau aici la romano-catolici. Pentru că era foarte asemănător și îi țineau de Roma. Intrăm în cadrul bisericii, sigur, pe dreapta avem o statuie foarte frumoasă reprezentând Pieta, am spus, fiecare biserică catolică, iar în stânga este Sfânta Rita. Biserica are o lungime în interior de 45 de metri. Este în stil navă. E stil navă, foarte bine, sigur că da, e stil navă și nava, cum să zic, diferența de cor este infimă, se vede prin niște pilaștri, dar trebuie să fii atent. 45 de metri, am spus, lungime și 24 de metri este lățimea. Sunt trei altare în stânga, trei altare în dreapta. Astea sunt altarele secundare, că vom vorbi în special de altarul principal din est, din partea de est, pentru că, atenție, biserica aceasta iezuită sau piaristă ține cont de strategia, între ghilimele, de poziționarea cardinală. Adică estul întotdeauna era altarul și vestul era partea de intrare. Astăzi nu se mai ține cont de această treabă cardinală. Cele șase capele, trei într-o parte, trei în stânga, sunt realizate. Cele din stânga, primul este Ignațiu de Loyola, care cu mâna pe inimă își arată devoțiunea față de Iisus și Maica Maria. Apoi este Ioan de Nepomuc, celebrul sfânt care este Sfântul Spovedaniei, căruia i s-a tăiat limba de către regele Boemiei, că nu a vrut să deconspire spovedania reginei. Deci era foarte curios să afle ce face nevastă sa. Dar ăsta era legat de jurământ și nu i-a spus, i-a tăiat limba, de fapt se și vede în pictură acest Iosif de Nepomuc, cu limba o avea în mână și înainte de a fi aruncat în Vâltava, pentru că acțiunea se întâmplă în Praga. De asemenea, pe partea dreaptă, două capele, este Iosif de Calazans, care este cu mâna pe inimă, tot în măsura în care o treabă de devoțiune, și două personaje importante, doi tineri. Ce este important? Acești tineri sunt îmbrăcați ca și tinerii studenți burghezi din secolul al VIII. Moda vestimentară, noi am mai vorbit treaba asta la Biserica Sfântul Mihail, dar ne refeream la secolul XV. Aici este secolul al XVIII-lea, mai este și Sfântul Xavier în dreapta. În intrarea în biserică, sus, pe timpan, este sigla iezuiților. Iesus Hominum Salvator. O să vedem în toată partea asta a crucii, și la Convictum Nobilum, și la Sfântul Iosif, la colegiu, astăzi aparține de liceul Baturii, Cămin, și mai o să vedem și în cadrul bisericii iezuite sau piariste. Altarul este superb. Sunt niște pilaștri enormi, imită marmura roșie, dar nu e marmura roșie. Sus, într-un cadran albastru, scrie, acum fac traducerea aproximativă din limba latină, Virtute, mărire și glorie, Marelui Dumnezeu, unul și întreit. Dar aici este un lucru de care multă lume nu știe, noi mai vorbim la Biserica Franciscană. Literele mari latine sunt și cifre și dau anul înființării 1724, e clar. Sub această mare siglă, să-i spunem, există Sfântul Xavier și Sfântul Ignațiu de Loyola, dar ei, Sfântul Xavier, ei țin, sunt sub o icoană a Mariei cu prunul. Icoana, cunoscută în toată țara, atrăgea mulți credincioși. Se spunea că e făcătoare de minuni. Unii specialiști spun că, de fapt, această reprezentare a icoanei Sfintei Mamei a lui Iisus ar fi originalul de la Nicula. Și ea a lăcrimat două săptămâni, bineînțeles cu martor ocular de atunci. Știm foarte bine varianta icoanei realizate de meșterul Luca, care
se află astăzi în Mănăstirea Nicula. Noi am mai vorbit la Biserica Ortodoxă de o altă icoană a acestui meșter. Acum, care e adevărul? Icoana este foarte frumoasă, este ținută de cei doi sfinți, Xavier și Ignațiu de Loyola. Primul este cu mâna pe inimă și arată, deci Ignațiu de Loyola, să spun, cu mâna pe inimă și, deci totul e simbolic și cu sigla iezuiților, Iesus Hominem Salvator. Al doilea este tot cu mâna pe inimă, dar cu o cruce. Și amândoi se uită cu respect față de Maica Domnului. Ce mai există? Dacă vedem pictura mare de pe altar, reprezintă Sfânta Treime. Și este, dacă ne închipuim, e chiar un triunghi. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Sfântul Duh în formă de porumbel, este ca un triunghi. Jos sunt Arhanghelul Mihail și Gavrilă, țin o icoană a Mariei, care este încoronată cu cele 12 stele, care arată perfecțiunea. Apoi, acest altar are și pe stânga și pe dreapta două strane, atenție, 8 locuri fiecare și o intrare în stânga și o intrare în dreapta, piatră. Intrarea în stânga sus are Regina Lumii, deci Maria, iar în dreapta sunt iarăși cei doi sfinți pe ușa de intrare, cei doi sfinți, Xavier și Ignațiu, dar acolo este și sacristia. Sacristia, am vorbit de sacristia, aici sunt niște elemente extrem de vechi ale bisericii. De exemplu, este un ostensoriu. Ce este ostensoriu? Ostensoriu este o cutiuță care se ține pâinea nedospită. La cuminicătură, pentru că catolicii au cuminicătura cu pâinea nedospită. Este într-un oval cu 11 îngeri și foarte frumos decorat. Pe urmă este o pixidă. Pixida dată de către un sponsor al acestei biserici, Contele Opor. Pixida se ținea uleiul sfințit. De asemenea, este un clopoțel de argint din secolul XVII, donat de familia Haller. De asemenea, este relicvariul, adică și în stânga și în dreapta sunt oseminte de sfinți care, bineînțeles, sunt acoperite cu sticlă. Sub biserică se află și cripte? Da, este o criptă și, hai să glumim puțin, are 140 de chiriași. Mulți dintre ei aduși de la Biserica Franciscană, când s-au mutat iezuiții aici. Deci are o criptă imensă. De asemenea, aici sunt personalități ale istoriei Transilvaniei. Este celebra Rosalia Ciachi, care a fondat Parcul Mare, Parcul Central, Simeon Bărnuțiu, este soțul său, Ianuș Iosica, este acel conte Apor de care am vorbit, care și el a sponsorizat această biserică. Dar trebuie să amintim pe lângă această criptă și amvonul. Amvonul este făcut tot de acel Anton Schuchbauer, de care am vorbit noi și la Biserica Sfântul Mihail și la Palatul Banfi. Este extraordinar de bine făcut, cu cei patru evangheliști, fiecare cu simbolul său. Sus pe coronamentul amvonului este statuia ce reprezintă pe Sfântul Mihail, foarte interesant, îmbrăcat în uniformă de legionar roman și are o sabie în formă de cruce. Deci este o treabă foarte simbolică și originală a acestei biserici. De asemenea, altarele sunt organizate, să le spunem așa, în partea de vest este confesorul, pentru că în confesiunea romano-catolică știm ce este confesorul. În cealaltă parte, deci de est, este altarul propriu-zis și deasupra altarului sunt picturi care reprezintă diversi sfinți sau sfinte care sunt reprezentative pentru altarul respectiv. Ceea ce nu se știe, nu se știe pictorul sau pictorii care au realizat aceste picturi foarte frumos realizate, după părerea mai multor specialiști. Între amvon și baldachin este o plachetă prin care sunt realizați sfinții iezuiți, adică Francis de Borgia, Ignațiu de Loyola, fiecare în ipostaze simbolice. Ignațiu de Loyola mai bățos, așa, care arată că este ăstălaltă, Francis de Borgia arată coroana, adică că a renunțat la coroana, el făcând parte din familia Borgia, în schimbul activității sale bisericești. A nu uita, sus sunt niște balcoane lângă acei pilaștri și balcoanele, atenție, corul și nava sunt cilindrice, dar părțile laterale sunt sub formă de cruce. Sus dă o impresie că plutește tavanul de sus. Sigur că nu plutește, dar dă impresia așa, mai ales dacă nu ai o luminositate ca lumea, ai impresia că plutește.
Această biserică are o orgă specială făcută între 1848-49, de un meșter din Brașov, Maivald îl chema. De ce spun că e special? Era prima orgă cu pedale de aici și, atenție, tuburile sale au fost curățate după 160 de ani. Știi cât i-a costat? 35.000 de euro curățirea acestor tuburi ca să aibă o rezonanță plăcută. Piațetul unde avem acum această parcare era statuia ciumei, se spune. De fapt, era o statuie care o reprezintă pe Maria, care a vindecat Clujul de o epidemie de ciumă din 1738-39. Ea a fost instalată aici în 1744. Sculptorul este celebru Anton Schuchbauer, de care am discutat și de care, repet încă o dată, el este și autorul amvonului din cadrul acestei biserici, acest amvon splendid. Datorită opticii de atunci politice, această statuie, după 200 și mai bine de ani, deci în 1744 a fost instalată, în 1959 a fost restaurată și așa a fost restaurată că în 1961 a fost instalată în partea de răsărit a Bisericii Sfântul Petru de astăzi, lângă cartierul Mărești. Este o biserică, încă o dată repet, extrem de frumoasă, reprezintă tipicul barocului austriac și este, încă o dată repet, prima din Transilvania, nu numai ca clădire ecleziastică, ci și ca și clădire. Este o clădire a acestui stil baroc despre care noi am mai vorbit. Această emisiune minunată este sprijinită de Promelec.